de echipa de acolo, care e o echipă extraordinară de profesioniști, știe să promoveze și să conserve valorile și tradițiile pe care le avem. E un lucru extraordinar. Le mulțumesc foarte mult pentru parteneriatele pe care le-au dezvoltat în ultima perioadă cu școli din județele noastre, cu instituții de cultură, cu biblioteci, în special din județul Olt, și le mulțumesc foarte mult și asigur de parteneriatul pe care vom avea împreună. Aș vrea să fac o invitație oficială. În cursul lunii august, în localitatea noastră, se ține tabăra internațională de pictură. Le doresc, îi invit să participe cu elevi pe care i-am văzut că sunt foarte bine pregătiți, aveți reale talente și îi invit în localitatea noastră în tabăra de pictură. Eu vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care mi-ați făcut-o și vă promit că vom reveni cu plăcere. Mulțumesc! Înainte de a părăsi sala și a vă lăsa să vă desfășurați activitatea, vreau să vă anunț că Asociația Salvați Identitatea Satului are de astăzi filială și la dumneavoastră în localitate, prin președintele pe care astăzi l-a stabilit, doamna Valentina Provodară, care o rog să vină alături de noi. Va fi reprezentantul Asociației Salvați Identitatea Satului la dumneavoastră aici și noi sperăm într-o colaborare în anii următori. Următoarea vizită este pe 30-31 august, cu ocazia limbii